un grup de investitori și-a exprimat intenția de a defrișa o porțiune de 13 hectare din pădurea Stejaru pentru a construi acolo ansamblul social-sportiv Dunărea, iar pentru asta a fost obținută o hotărâre definitivă a Curții de Apel Galați. Prin respectiva hotărâre, instanța obligă Agenția pentru Protecția Mediului Brăila să reia procedura de analiză a raportului de mediu aferent proiectului și să ia o decizie privind emiterea avizului de mediu. Brăilenii prezenți la ședința de dezbatere care a avut loc miercuri au fost vehemenți împotriva tăierii copacilor. Suprafața de teren studiată prin PUZ este de 13 hectare. În prezentarea PowerPoint vedeți fiecare teren ce suprafață are și care sunt loturile unde vor fi realizate construcțiile propuse prin acest proiect de plan. Conform ridicării topografice, aceste suprafețe urmează să fie trecute în intrabilanul comunei Ghiscani, în vederea realizării construcțiilor propuse pe care o să le vedeți imediat. În sala de festivități a cabanei Stejaru au fost prezenți reprezentanții ai societății civile, politicieni, studenți și elevi. Dintre parlamentari au venit doar deputatul Marian Dragomir și senatorul Cătălin Boboc. A fost prezent și președintele interimar al Consiliului Județean Brăila, Viorel Mortu, însă primarul Aurel Simionescu a lipsit. Nu se strânge pădurea Stejaru, dar cum e posibil așa ceva? Cum e posibil, domnule, sunteți brăile în aici, nu scuz, cum le dați voi la așa ceva? Nu tăiați pădurea! De cum să tăiați pădurea? Da, cum ne crede? Vedeți că Prințul Paul a luat pisar sala la spital, tot pentru retrocedări. Asta din mine, cum dracu să-mi plăbăvește când îi iau ăștia la DNA? Cum dracu? O să plăbăvește, bre! Dacă n-a pus mâna, fai, că eu am auzit mai mult de pacii așa. Dar primăria, prima dată acolo, litigioasă, cum ne-a pus? Și avocația a avut primăria, el a pus problema asta. Din cauza organizării precare, spiritele s-au încins. Neputând să audă ce se discută, brăilenii s-au declarat nemulțumiți. Însă ședința a continuat până la final în aceleași condiții. Conform certificatului de urbanism numărul 154... Dă-i drumul mai tare, ce faci mai? Repet rugămintea, cei care n-auziți, veniți aici în dreapta și în stânga mea. Și vă rog, nu jigniți că nu suntem aici pentru a vorbi altfel decât civilizat. Nu vreți să ascultați, sunteți liberi să plecați, ordinul să vă invit în dreapta și în stânga mea să auziți ce se vorbește, fără jignit, vă rog. Urmează să fie luată o decizie în privința acordării sau nu a avizului de mediu pentru scoaterea din fondul forestier a 13 hectare și trecerea acestora în intravilanul comunei Ghiscani, astfel încât, pe aproape jumătate din această suprafață, mai exact pe 6 hectare, să se poată tăia copacii în vederea ridicării unor construcții.